episod de Lucky Block. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți episoade în continuare. La episodul anterior s-au strâns la 3000 de like-uri, dacă nu mă înșel. Bine că s-au strâns doar la tine. Deci, sunt sigur că putem să strângem din nou 500.000 de like-uri. Mare ser cam morocanos, filmăm noaptea, e două noaptea. Nu e două noaptea, mă. Atunci cât e? Game mode 0, e două jumate noapte. Hai să dau mai încet, chiar zice lumea că te auzi necou. Nu e 2, e 25 minute mai exact. Așa? Da, sigur. E 25 minute, dar nu contează. Ce facem noi astăzi mai exact este că jucăm Lucky Block. Am ales o mapă făcută de un fan, unul dintre voi. Dacă nu mă înșel, dacă nu am uitat numele, cheamă Darius. Probabil îl interesează. Urăz numele ăsta. Să-i spun și numele. Ai zis ce? Urăz numele ăsta. Da, sigur că și pe el o să-l intereseze faptul că tu urăși numele. Și am scos shaderele pentru că astăzi ne folosim de un mic mod. Știți că am făcut showcase acum ceva vreme. O să ne folosim de modul ăsta să vedem ce face Slayer, adică în dreapta jos o să vedem practic ce vede el. Buba la modul ăsta e că nu duce foarte mult raza. Deci când o să ajungem în fiecare în capătul lui, deja o să se oprească modul, pentru că are o anumită rază. Dar pentru început aici o să vedem ce se întâmplă. Băiatul ăsta care a făcut harta ne-a pus el cam tot ce ne trebuie, ender chest-uri, o arenă mică de PvP și scrie că Marius nu mai fuge acum. Că știți pe Marius cum dă cu ender pearl-ul pe toată harta. Păi și acum dau cu ender pearl-ul în geam. Spawn point-ul. Ce mai avem? Cam atâta. Am pus astea în zigzag așa frumos. Și dacă aveți hărți care ați dori să le jucăm, nu ezitați să mi le dați pe pagina de Facebook sau pe privat, dar să nu faceți hărți foarte simple. Ceva mai complicat, dacă sunt foarte simple, nu o să le jucăm. Să nu faceți 10.000 de promovări, că le șterge la fire. Și atunci când îmi dați harta, dați-mi și ceva poze ca să văd, să nu fie nevoie neapărat să o downloadez, să o văd eu singur. Hai să jucăm, ești gata? Stai să-mi dau game mode 0. Gata. Perfect. Hai, începe. Am început. Dă-i. O mare ce sparge el acolo. Hai să vedem. Aici e plin de mâncare. Naibii, Bob. Mamă, cât de repede se sparge cu pickaxe. Da. What the fuck? Oh my god. Pică Bob după Bob. Ce bubuie mă acolo? Avem o problemă aici. Băi, ce se întâmplă? Oh my god. Băi, eu nu mai norocoase, mă. Wow, aici avem ceva mâncare. Sabia. Perfect. Merele o pește și spor de la faile, pa. S-a cam distrus aici. Bă, până când pică pe Wither-ul ăsta. Sabia de cață, nu știu, Rafael îl va singur. Dar l-am bătut, Marius. Să dăm repede kill. Bă, asta s-a cam distrus pe aici. Are nimic. Ender pearl-uri, mamă. Hai. O să mă alergi acum, Rafael, hai de capul tău. Nu te alergi nicăieri că suntem în arenă și dacă ești pierzi instant. Cum adică? Mai pe alergat, Marius. E pe bătaie aici. Cum adică pierd instant? Să pune că pierd, te stau să te alerg eu toată harta. De ce să pune că pierd? Că așa sunt noile reguli. Bă, nu se pune că pierd, de ce să pierd? Pierzi, Marius, nu mai e pe alergat, e pe bătaie. Cine v-am? Dat un pickaxe. Ia mă cât de repede. Holy fuck, de repede se spar cu pickaxe-ul, mă. Păi tu n-ai văzut? La fel de repede ca și cu toporul. Marș. Hanu! Nu! Hanu, am cuții sau ce să-și Hanu? Am băgat... cum se numește opțiunea asta? Oh my god, alte enderpearl-uri, cred că pot să plec acum infinit. Keep inventory-ul, să nu ne dispară itemele. Pot să plec infinit acum, Rafael. Cum adică? Păi iar luai. Bă, am uitat să explic ce e seria noastră, dar... care nu știu. Cred că știe deja, numai nu mai trebuie să zic. Am... și ai un stack de enderpearl-uri. Am pus, asta aveam să zic, am pus în jur de 100 de lucky blocuri. Oh, mă rog pe. Ați lăsat voi comentarii
Cam câte să punem? În media am văzut multe că spuneați să punem cam... Nu ne mai e târnă copul. Să punem cam 80? Da, am zis să punem 100. Fie ce-o fi. Ne-am merd aur! Vă și-o cum punem astea. Săgețile să le păstrăm, peștele nu ne trebuie. Pleacă Bob, futu-s Bobul. Marius, de când vorbești tu, Riticiu, aveam târnăcop în inventar, va? Da, acum o să mă stea să mă freci toată ziua la cap. Dă-i și tu difficulty zero, trebuie să dau eu mereu comanda. Oh my god. Oh my god. Skip inventory? Da, de ce? De nu mi se descărca mie inventarul niciodată. Aha. Când n-o să mai... Dar nu înțeleg rolul itemelor, disc. Aia știe. Când n-o să mai fie Marius în raza noastră de acțiune, pur și simplu să dispară ăsta genaș. O, încă un stack de Ender Pearl. Dar până atunci puteți să vă uitați și la Marius ce se întâmplă. Oh my god, și Bob și Creeper. T0-1. Eu zic că e o idee bună chestia asta cu PIP-ul, modul, pentru că puteți să vedeți ce face Marius. Lăsați-mi și... Oh, lăsați-mi și în comentarii ce părere aveți. Toată chestia e că nu poți să folosești shaders, ceea ce e cam nașpa. Dar ideea e chiar... Și te mă spawnă pe lângă capcană, să-mi bat piciorul. Vedeți, deja se oprește când ne depărtăm prea tare. Dar mi-aș dori să pot să-l fac. Nu știu de ce autorul modului a pus neapărat o... Păi ți-a mult în procesor și cred aia. Mai abia știe. O limită. Adică în cazul ăsta mi-ar fi ajuns să fie ceva mai tare. Lucky, nu mai am nevoie. Asta e. Frumos. Bă, mai pică mai multe de-astea. Din 100 de blocuri de Lucky Block trebuie să ne mai pice ceva. Eu mai am deja ce pic, niște... Ce-ți pică? Ce? Ce-ți pică cine mai bune iteme la tine? Niște pantaloni Lucky, MROP. Ai MROP? Mhm. E o glumă asta. Și Diamond, uite, o să punem astea aici. De fapt, eu nu trebuie să le mai pun, că rămân uite în inventar. Uite mereu pe ai, ce? Uite mereu pe ai. Nu știu, că nu le-am numărat. Păi aveam 20 de mere. Și cât ai, mă, tu? 20? Da. O, dă-te în jet. 20 de mere? Am Ender Pearl-ul să fug, adică... O, oh, ia uite. Mă, astea, dacă tot rămân în inventar. Dacă nu mă înșel, a pus băiatul ăsta un de la Daylight Sensor sau cum neva se numește. Și se face... Și se face zi automat. Eu am crezut că faci tu cu comanda. Dar apoi mi-am reamintit. Holy fuck, câte mere. A fost deștept, mă. A fost deștept, băiatul. Mi-a dat un mesaj pe Facebook. Uite, bă, ți-am făcut o map. Și zic, bă, știi, dă niște poze, că na. Nu stau să downloadez mapa, mi-a dat omul poze, a, uite că arată ok, hai să încercăm. Am intrat pe single player, am uitat, da, bă, hai că e bună, merge. Nu știu ce armură mai am, oare am luat-o, am. Ok, hai să luăm casca. Aici. Mai am câteva blocuri, eu cam terminai. Da? Mhm. Și cum ne va duce asta? Atâta. Nu știu. Ar fi trebuit să nu mai văd ce... Aș putea să-mi dau mai repede kill. Hai să vedem astea două... Merale. Bă, futu-s Bobul. Una-mi dete. A, aveam deja casca. Asta... ok. Ok. N-am mai pus blocuri ghinioniste. Sau alte chestii, am pus pur și simplu normale, fie ce-o fi, fie ce-o fi. Ah, deja s-a dus semnalul, gata, nu mai văd ce faci. Pa. Bă, dar e bună asta cu DLS. Am terminat. Ah, nu. Ești gata? Mai am puțin. De fapt, nici nu știu cât mai am. Mai e ceva, mai e. Bă, mă, de data asta ai fost destul de rapid. Bă, păi spune-ți cu pickaxe-ul. Bă,
Bazi, joc de mine, frate! Băi, exact aici am obuit și mie una. Da? Da. Spargi el, Marius, cu... Destipi la mine. Cu pickaxe, pe aia că sunt aici. Le spargi repede cu pickaxe-ul, da, când... Când despică de alea... Păi, care te omoară... Hai bă, spargi tu un bloc. Acum să îngolesc inventarul. Deci slash clear. Iet. Ia treia la rând, frate! Dă-ți TP. TPIX. Ia treia la rând, what the fuck? Oh my god. La ce-l bați? Bă, one hit! Are, mai are 58 la viață. Omoară, știu, de niște pumpi. Păi vine după mine și mă omoară. Nu poți să-l atac. Aranjez mai dai două săbii, că moare, 14 la viață. Oh my god, ce aici? Wow, ce naiba am? Blindness boost, trebuie să mă omor. TP. TP. Hai să vedem ce ne... Oh! Ok. Oh, nu. Ești toată harta. Bă, n-am mai băbuit așa rău. Oh, pantaloni. Bă, de unde, Doamne, iartă-mă, cu-ți de ăștia pică. Să lași pantaloni. Ce? Lucky leggings. Păi aveam deja lucky leggings. Trebuie să pice și altceva. Ia, fii atent aici că mai avem în plus. Oh, what the fuck? Ai dat-o? Ce? Normal că n-ai dat-o, eu să dau toate comenzile. Gata. Marius e un fel de spectator aici. Ui, partea ta ce minte să vin. Era blocurile sau mi se pără mie? Bă, de unde, Doamne, iartă-mă? Ce trebuie cu poate, bă, distruși pe asta? Știi care-i faza? Că eu sparg astea, dropează iteme și itemele alea se distrug de la TNT. Știi? Stai așa că mai era unul aici. Bun, n-a picat nimic. Hai înapoi și vedem ce iese. Ok. Hai să aruncăm astea. Hai să vedem ce avem noi. Pac, pac, pac. Game mode. Zero park. Perfect, hai să vedem. Ăștia așa, ăștia nu trebuie. Este mult să-mi înceante și eu. Păi ai level? 14 level. 14? Protecție 2. Asta e bun. Am mai întrebat o cască care o fac din diamond. Ok. Bă, ce-o fi? O fi. Acum ne ducem frumos ocolim, ne ducem în mijloc. Gata. Hai, Marius, apasă pe buton. Eu aveam butonul acolo, what the fuck? Nu știu ce am crezut că e butonul pe mijloc, chiar dacă nu există niciun mijloc. Nu mă teleportă. M-a teleportat pe mine. Ia zi, Marius, ce părere ai? Bă, du-te, bă, de aici. Bă! Fără mult de astea. De ce, bă, păi ce fac eu? Păr să eu? Nu mai riscat. Ia zic cum facem. Începem? Hai, Marius. Hai să începem. O, al naibii ăsta ce-am.
Ata Marius, GG. Nu se pune asta. E, nu. A vrut să fac troll. Și m-a văzut și cu sticla în mână. Bine. Gata, hai. Hai, pune-ți armura, dar ce ți-ai pune? Ești gata? Da. Ce limiști. Să nu spui că îți știi poțiunea, că nu cred. Ce? Uite, mai mănânci, mă, multe. Marci! Bă, unde fugi, bă? Nu e voie. Marci! GG, oameni buni. Și, apropo, dacă mai faceți o hartă, să puneți și bedrock pe deasupra. Să puneți bedrock pe deasupra și luminați cu torțe. Ce troll ești, Marius. De ce mă lași înapoi? Păi n-ai voie să fugi, what the fuck? Unde scrie că n-am voie? E să-și cheie arena. A, să iar ne alerga în toată harta. A, măcar are sexy. Dar sincer, ți-a plăcut mapa? Da. Da. Dar mai bine dacă faceți mape, faceți la amândoi să vedem ce se întâmplă și la ala și la ala. Da, 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 adică să faceți... un rând. Uite aici. Mă, ideea e bună, adică în fiecare parte. Dar dacă mai faceți mape, să faceți în ambele părți. Sau într-o parte, vrei să spui. Puteți să faceți într-o parte. Mă refeream gen să facă un drum pentru mine și unul pentru tine, dar lângă mine. Dar nu exact lângă. Puțin mai încolo. Două drumuri. Gen la ceva blocuri, distanță. Bun, păi aici încheiem episodul. Mai aveam un stack de Ender Pearl, uite-ci. Dacă vreți să jucăm pe mapa voastră, faceți ceva mape, dar vă rog să depuneți ceva efort când le faceți, nu doar niște mape simple. Mi le puteți da pe YouTube prin mesaj privat sau pe Facebook, dar când îmi dați link-ul de download să-mi dați, să-mi dați ceva poze să și văd exact cum e mapa, dacă merită să o jucăm sau nu. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem și noi acolo cât mai multe like-uri, pentru că știu că vă place seria. Cam atât cu episodul acesta, sperăm că v-a plăcut, mulțumim pentru ați încordat și ne vedem data viitoare. Pa!